corpul greu. Acum, Daniela, voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a icăi. 1, 2, 3. Da, o am în fața mea, o ating. Este ea, dar este 80% aici, scena asta. Trimit informații și ridică din numeri, ca dă din cap că... E de acord. Ok, da, îi spun că uite, venim din viitor. Se prezintă într-o scenă dintr-o viață trecută. Da. Este o femeie în vârstă, cam... În vârstă. Mă refer că nu e tânără, până în 50 de ani, cam așa. În straie gen de batic, năframă, o cămașă, o vestă croșetată, maronie așa închis, totuși o vestimentă sărăcăcioasă, de zonă rurală, ca să zic așa. Se cum o cheamă? Ca... Vinușca, Ilușca, okay. Da. Undeva în zona Ucrainei. Da. 1816, cam așa ceva, secolul 18. Este o perioadă de foamete, da, secetă. Acum este toamnă, cum ar veni, și ea lucrează ca la un gen de adăpost de cantină, pe care oale mari, chiar și un fel de butoaie, un polonic mare, și este o coadă lungă cu oameni săteni, da, suferă toți de inaniție, într-o situație precară, sărăcăcioși, stau la coadă și ea le pune cu polonicul de mâncare. Se uită în acele, parcă ar fi butoaie, așa arată. Da. Și torâcâie ce fundul butoiului. Se uită la coadă și vede că nu ajunge. Este puțin pe fund și... Și nu putea să ia. Nu ajunge. Nu că nu ajunge, că nu ajunge la toți. A, de la coadă. Ok. Uh-huh. Mă refer, da, că la nu ajunge... La coada nimic. De oameni, da. Da. Erau copii, femei, fine, bătrâni, ceva bărbați. Cine organiza, să zicem, acțiunea asta? Adică... Văd preoți. Biserica, da? Sutană neagră, da. Iar ea era... Făcea parte din biserică enoriaș, sau era angajat? Da. Ah, era enoriaș. Enoriaș, da. Ok, ce se întâmplă? Mai unul după? Dintre preot era un vârdi al ei, ca să zic așa. În momentul în care se uită pe fundul butoiului, ca și cum inima ei energetică, se negrește. O jale și o suferință. Tristețe. Tristețe. Da, îi se pune un nod în gât. Îi tremură buzele, nu știe cum să le zică că nu mai este. Hai să ies un pic că... Ieși. Parcă îmi vine mie să plâng. Da. Dă năframa jos, se șterge cu ea pe frunte, transpiră, îi transpiră și palmele, mulți copii, mame cu ei în brațe care plâng. Mai sunt doi preoți în spate. Bine. Le zice că uite, nu mai este și ăia fac așa cu mâinile că n-au ce să mai...
ce să le mai dea. Și atunci le zice că văd imaginea cu niște saci de grâne ținuți undeva într-un depozit pe perea bisericii și le tot dă un fel de zeamă apăchioară, mai bine zis. Da. Și ea totuși spune vărului că adu sacii ăia să frământăm, să dăm o pâine, că cu apă, cu zeama asta nu hrănim deloc. Ăla o prinde așa, parcă o prinde de năframă, de bluză, femeia, e nebunit. Noi să murim cu toții de foame. Și dacă scoatem sacii mai mult de o lună, nu putem să-i hrănim. Da, așa mai bine îi ținea pentru ei, să hrănească ei. Ei. Trebuia Da. să le spună să facă ca învățătorul lor, să mulțească peștii. Da, să mulțească, da. Așa. Da. Mai departe. Parcă mai tare îi se face fata aici, în zona gâtului. Acum o apucă furia. O iau durere de la stomac, de neputință. Asta, un sentiment puternic de neputință. În fine, până la urmă iese și le spune oamenilor că nu mai este pentru astăzi. Da. Și A, că că cei ea care au... trebuia să facă asta. Păi, na, ea era acolo. Cei care au mâncat astăzi să nu mai vină mâine, ca să mănânce ăștia care n-au mâncat azi. Aia zbiară, urlă, fac scandal, se roagă. Mai tare, o apucă un gen de conflict interior. Se gândește la cei saci. Nu știe ce să facă. Până la urmă vede o săteancă, o cunoaște și aceasta este cu soțul ei. Da. Un copil în brațe. Iamă deoparte și se uită așa înspre clădirea unde erau preoții și le spune acestui bărbat că uite, așa că grâne acolo. Acolo și ăștia nu vor la, să vă descurcați să le luați, mai mult nu pot să fac. Se organizează peste noapte și văd că atacă depozitul respectiv. Vreo trei bărbați, deci trei familii. Da. Acum află preoții și practic era gol depozitul. Da. Ce ai făcut, nenorocito? Cam ceva de genul. Îi fac, da. Aș dau seama că ea a vândut pontul. Păi, da, că cine? Da, mai mai e și... Da. A doua zi încearcă să dea de bărbatul ăsta, dar nu-l mai găsește. Deci, practic, și ăla furase grânele și pentru el, da, pentru familia. Da, n-a dat la restul populației. Da. Acum, în genul ăla de gheretă de lemn, unde stă în gen de scaunel de lemn și plânge, mai că smulge părul din cap. Gen că ce-am făcut. Adică nu mai au nici copii grâne, nici ea, nici... Ăla i-au fugit, deci acțiune eșuată. Eșuată. Se gândește că mai bine lua ea câte un sac pe ascuns și legătea. Ar fi legătea. În fine, mor toți mai mulți. Da. Ea e tot mai negrită. Da. Tot mai supărată. Până la urmă, deci, a doua zi cum ar veni, o dă afară ăștia popii. Da. Deci o văd la ea în casă, cum ar veni, o casă sărăcăcioasă. Are același sfârșit, moare și ea de foame. De foame, da. Dar cu sufletul negrit.
că n-am putut face mai mult, că a făcut mișcarea greșită, ca să zicem. Când iese, cine o recuperează? Mă uit să văd. 80% prin chakra 1, 20% prin chakra 2. Sunt două fedeleuri. Și un reptilian. Da. Mai este în spate de tot în ceață un draco Da. negru care îl ține pe reptilianul ăsta cum ar veni. Un lanț. Și cam atâta. Ok. Cum o recuperează? 80% fedeleurile? Sau invers? Invers. 80 draco ăsta cu reptilianul și 20 fedeleuri din ăia 80 pe care o găsise. Ok, ce îi spun? O judecă cineva? Draco. Draco o judecă și îi spune ce? Spune că datorită crâncenării ei, ea face pe salvatoare, a făcut mai mult rău decât bine. Arată scene cu toți cei care au decedat posterior la furtul de cereale. Da. Acum mai că și preoții făceau foame, ca și cum biserica principală n-a mai vrut să le dea. Deja se făcuse împărțiala de grâne pentru... Da. Pentru Și... tot anul, sezonul, Da, nu știu. da. În fine, tot ce crease în neascultarea ei. Ia să se uite. Fă-i un ecran, Daniela, și să vadă toți cei care au murit de inaniție. Cine le-a recuperat sufletele? Cine i-a luat? Se pune în genunchi și plânge, zice... Au ajuns în ea din cauza mea. Adică s-au dus la ăsta, bineînțeles. Păi da, dar asta vreau să vadă. Au ajuns la ăsta care o judecă și îi spune că uite ce ai făcut? Da. Da? Păi și atunci cum vine? O ceartă pe ea că ce a făcut? Hai să vadă, să mai deschide un ecran și să vedem din perspectiva lui Draco. Ce, cum să spun, cum se manifestă Draco când prinde atâtea suflete la el? Râde în hohote. Vede sufletul Icăi? Da. Vede și parcă se străbezește, așa se dă pe spate. Așa cum, ce e asta? Și acum încă o dată să revadă scena când o ceartă și îi spune, uite ce ai făcut. Toate sufletele astea. Deci ceea ce îi spune ei și, și realitatea care de fapt a fost. Își dă năframa jos și își pune mâinile în șold. Ia să-i spună lui ăsta. Ce își dă mâna prin porți și ce dracu, tot drac, anulez. Și să-i spună, dar nu-și pune o întrebare, cum stau eu să mă judece un draco? Și ia uite ce, un drac, da? Păi stă adică așa, nu e corect. Cu mâinile între picioare și zice către mine, păi eu am zis că mă judecă că am greșit, că uite ce am făcut. Ba din contră, să înțeleagă că practic a fost unealta, s-au folosit de ea. Și dacă ne uităm, din punct de vedere ezoteric, atunci când a făcut acțiunile în corp fizic, oricum le-a făcut cu intenția cea mai bună, da? De a ajuta acei oameni, că și acei oameni ăia care au spart depozitul tot manipulați de Draco erau și că practic a făcut planul lui Draco.
Dar intenția Da. ei a fost pavată cu cele mai bune. Da? Ieșim de aici, Daniela. Da. Că înțeles. Înțeles. Și, efectiv, să-i spună lui ăsta că nu știe acum, a înțeles despre ce e vorba și nu acceptă nicio karmă și niciun plan care îi dă el și o trimite înapoi pe Terra. Nu execută nimic din asta. Se ridică la tu să taci, iară. Și să-i spună cu mult Aruncă curaj. noi cu toate alea. Da? Ok, ieșiți de aici și veniți aici acum. Număr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Sunteți aici. Da. Unde sunteți aici sau prin altă parte? Unde ați ajuns? Uite, o văd pe ea, iarăși în altă viață. Da. 1920, cam așa îmi vine. Da. Este tot tânără până în 30 de ani. Lucrează la un restaurant. Se pare că e restaurantul ei. În Anglia. Da. Da. Părul șaten deschis până pe aici, pe la umăr, o idee așa ondulat. Gen de mărgele, cămașă, fustă până la genunchi și pantofi de astea cu tocul, beretă, așa. Face niște calcule. E stresată. Da. Ca și cum nu ies socotelile, iarăși parcă n-are arfă suficientă. Păi era Băutură nu-i perioada ajunge. tot Da. așa. Da. Pe primul război mondial, probabil că încă Da. lucrurile nu se aranjaseră economic. Așa. Văd undeva. De se tot gândește ce să facă și auzise ceva povesti cum că este marfă de contrabandă în port undeva. Nu apelase la ce gen de personaje, ca să zic până acum, dar ca și cum se vede nevoită. Da. Pierde clienți din cauza produselor care nu mai sunt de calitate. Bine, și cu băutura văd ceva. Păi era prohibiție, mi se pare, nu știu, Da, poate cred ci că se. era, da, E, perioada asta. da. Până la urmă văd că se gândește și apelează la Cei din port, la cineva care aducea de contrabandă. cineva care ducea de contrabandă, da. Dar se întâmplă ceva. Nu știu, văd în port cu mașină, mai este un bărbat care se duce acolo și vorbește. Angajat de ei, ca și cum ar fi manager, ceva de genul. Omul de Și încredere, să zicem. omul de încredere. Da. Dar mai sunt bărbați, oameni care stau ascunși, ca și cum înfometați, tot așa, și știu că se fac manevre de genul ăsta, ca și cum încearcă să fure din Marf. marfă. Da. Ei au un gen de mașină tip furgonetă, cum ar veni în spate, dar deschisă. Încarcă acolo niște lăți și până vorbește celălalt să le plătească, ea stă în mașină, din spate aude mișcări, remorcă, Ce e furau ascunși? ăia. Da, erau băieți Andrei până în 18 ani. Ea zbeară, hei, hei, vin și ceilalți și trag cu armele, cu pistolul. Da. Ea zbiară la ăsta, la mine, ei, nu, că sunt copii sau ceva de gen. În fine, unul dintre ei împușcat. Da. Când se Unul din cei care apropie, furau, da? da, se apropie, practic era un copil, Da. avea 13-14 ani.
încearcă să vadă dacă mai trăiește, are mâinile pline cu sânge și se pune jos lipită de niște lăzi ce erau acolo și pune mâinile pe față și plânge. Cine îl împușcase pe copilul ăsta? Cei care îi vânduseră marfa? Nu, managerul. Managerul respect. Ei. Da. În fine, a vrut să-mi arate scena asta. Da. Păi hai să vedem, identificăm ceva din viețile astea pe cineva, Daniela. Deci, vărul Popa din Ucraina e cum are legătură în viața Icăi? Mie îmi vine un frate. E un frate, da? Ok. Și aici managerul? Și copilul care l-a împușcat? Soț. Da? Ok. Cine e soțul? Managerul? Da. Copilul? Copilul nu. Nu apare. Da? Bine. Am înțeles și scena aceasta. Mai e ceva important mai departe? De văzut în viața asta? Nu, rămâne cu... Manager. Nu cu managerul, cu sentimentul ăsta de vinovăție. De vinovăție, da. De seama că doar erau înfometați. Plus că încă mai avea puncte cu memoria din viața de Ucraina. Păi asta mă gândesc, că e activat. Care era amplificată, da. Și care cred eu că puntea asta o găsim și în viața actuală. Ia să ne uităm. Număr de la 1 la 3 și venim aici și acum. 1, 2, 3. Da, se prezintă ca și în viața actuală, dar își ține mâinile așa strânse în zona asta. Jos. Soldului jos. Și parcă le friacă așa cu ansietate și ca și cum respiră greu. Curge nasul și nod în stomac și în gât. Da. Nodul în gât, Daniela, este punte de la acel nod în gât? Da? Da. Da, și la stomac la fel. Și la stomac. Deci vedem aici o punte și hai să vedem cine face puntea asta. Are și o pungă neagră de tot așa în zona asta, chakra 3, chakra 2, de vinovăție. Da. Am un pic că părinții da. Fac parte dintre acei oameni care au decedat în Ucraina de foame. Cunoscuți de ei, destul de apropiați. Da. Sat de acolo. În fine. Da, mă uit să văd ce are în sfera energetică. Da. Este acest dracu. Petron se ridică nervos. Doi câini, Doberman, parcă-s cu ochii roșii, latră în Anubis, continuu. Ce friești. Da. Ea stă cu spatele, dar când latră ăștia se strânge așa, se încovoaie. Mai sunt doi reptilieni îmbrăcați în bucătari. Picolo, de ăștia ce lucrează la bucătărie cu da. Șorțul. Mai nou văd că avem tema tot de bucătari. Reptilieni de bucătari. Da. Ăștia când să iau două, cred că din o sesiune în alta, Daniela. Le vin idei, fură ideile din sesiuni. Cred că, da. Nu știu, poate lucrează ea într-un mediu. Nu știu unde lucrează ea. Deci avem... Sau ar fi bucătarii din sesiunea cealaltă. Nu. No. Alții, da? E, păi ce scaut eu ea? Furat idee. Ok. Și o domnișoară mantidă, dar îmbrăcată, cum ar veni, cu vestimenta asta din ultima viață ce am descris-o. Da. Gen anii 20, așa, o pipă lungă.
Da. Poziție de cucoană. Așa. În spate, cum ar veni sus, două fedeleuri. Da. Și de desubt un fenele. Deci avem. Da. Ok. Hai să vedem așa. Sufletul Icăi avea cunoștință sau simțea că ceva e în neregulă? Simțea entitățile astea? Din cap și zice, da, ea stă cu spatele, dar parcă ca și cum încearcă să facă gesturi ca ei să nu observe cum că... Că ea știa. Că ea știa sau că discută cu mine sau ceva de genul. Ok. Dar deja am văzut, din cât ne-a spus Ica înainte de sesiune, că ea deja a făcut niște acțiuni în ceea ce îi privește. Da, face așa, da. Foarte bine. Iar acum, dacă deja a avut curajul și a început pe cont propriu, practic, să ia atitudine... Zice, trebuie să fim șmechere. Am înțeles. Zice ea, nu trebuie să știi ce facem noi. Ok. Da. Asta a fost până acum. Deci acum trebuie să-i înfrunte, să-i înfruntăm pe ăștia. Pentru că ei sunt în sfera ei energetică. Și în sfera ei energetică, a pății subliminale, doar ea deține controlul și puterea. Așa că îi spunem să își facă sabia de lumină și sabia să... de lumină că și-a făcut cruce Oh. În frunte, în plic și așa și ca și cum îl ajută ca să dea Nu să ajută facă. ăla. Ia să vedem. Când și-a făcut crucea asta, ce s-a întâmplat, Daniela? Ia, deschideți un ecran și să vedem ce se întâmplă exact în momentul când a făcut crucea. Deci, când am vizualizat fedeleurile și fenele-ul, erau cumva deasupra. Super, ai zis. Da? Și acum când și-a făcut ca și cum automat urgent, i-are lipis de ea. De ea. Așa. Și lipis de ea ce fac? Au făcut ceva în plus sau... Da, ca și cum au băgat într-o bulă, cam ceva de gen, făceau așa. Ca și cum o iau în brațe și stai liniște că te apărăm noi. O pupă pe cap, pe frunte, o pila noastră. Ok. O pupă pe cap, pe frunte și să se uite la cordoanele energetice, ce se întâmplă cu ele, care le avea deja cu ei. I-au pus pe cap, ca și cum poate să vadă. Primit informație. Da. Simte ceea acum ce vezi tu. Se mai trezește un pic și se uită. Nu înțelege, se uită așa la mine, cum? Se uită la ei și... vă zice, face așa cu mine, ca și cum scoate-mă de aici. Zic, tu trebuie să ieși singură. Așa cum a intrat. Adică singură, cum ai spus. Zic, nu mai asculta ce zic ăștia. Îi tot trimit unde gânduri în continuu. Ei. Ei, ăștia, fedeleurile ei, știi, ca și cum... Ei îmi trimit acum să-și facă... Da, și a tăiat. Așa, asta trebuia să fac. Să facă ceea ce trebuia să facă. De mult. Îi zic să-i blocheze urgent pe toți. Puși în față, în cilindri, de vibrație înaltă. Da. Hai să vedem. S-a pus lângă mine și m-a prins așa de braț și stă... Ia, de ce? Hai să o canalizăm să vedem ce vrea să ne zic aici, Daniel. Da. De ce atâta teamă? Când ești gata, spui. Da. Ok.
număr de la 1 la 3 și eu las partea subliminală a Ica să vorbească. 1, 2, 3. Ica. Da. Ce se întâmplă? De ce ești atât de speriată? Pentru că am făcut niște acțiuni, ai făcut niște acțiuni de vitejie, da? Tatăl ăștia sunt periculoși. Ei sunt periculoși. Ceea ce am, ce am spus înainte și uite, acum încă o dată îți transmitem informații și eu și Daniela că toate aceste ființe erau, le-am găsit în sfera ta energetică. În sfera ta energetică și în sfera oricărei suflet, în sfera energetică, puterea o deține sufletul respectiv, da? Deci sfera energetică este casa ta. Da, deține, da. Aici, în lumea asta, vrei, nu vrei, mai te enervezi, mai... Am înțeles, dar că asta o să vedem. Dar dacă, sunt în, dacă tu ești în casa ta, e casa ta proprie, cu lumina ta, în casa ta nu primești, primești pe cine vrei, da? Pe cine vrei tu. E adevărat că ăștia ai primit tu, dar cred că nu ți-amintești de ce ai primit și când ai primit ființele astea. Și dacă ai primit, ai primit din eroare, pentru că nu ai știut consecințele și cine sunt, în primul rând. Hmm? Iar dacă ai primit, oricând poți să-i dai afară, ceea ce am și făcut acum, până acum, da? Îi dai afară. Da, i-am dat afară, dar asta mi-e frică să nu mai treiară. Păi nu intră atâta timp cât tu nu le permiți. Și nu o să intre da, pentru că nu le mai avem... Da, asta zic că aici, în lumea asta, vrei, nu vrei, te faci acțiuni, faci... Te faci acțiuni tine, și de fiecare dată noi ne revizuim, ne facem curățiri. Deja, deja partea ta conștientă, ai văzut că face curățiri și protecții în fiecare seară, da? Deci da. Ea vine, este o parte conștientă trează. Ea vine în sprijinul tău. Iar tu, aici, o să înveți cum să acționezi să nu mai vină aceste ființe. În primul rând, vei acționa prin conștientizare. Conștientizarea faptului că aceste ființe sunt parazite. Ele vin în sfera ta energetică și a noastră, a sufletelor, ca să pape energie, pentru că ele nu au. Nu au sursa de hrană, da? Și asta au făcut, dacă tu te uiți în trecutul tău, în ceea ce ai trăit, în această viață fizică vorbim, a Icăi. Ica ne-a spus nouă înainte de sesiune că de multe ori are vise, visează urât, conșmare, iar dimineața se trezește foarte obosită. Da, da? Păi da, da, sunt ăștia. Păi sunt ăștia și care ăștia ai văzut ce, ce fac ăștia în visele astea. Uite, dacă te uiți, trag energie de la tine. Da. Păi da. Și atunci trebuie să rezolvi, să rezolvăm cu aceste ființe. Iar tu, de fiecare dată când vin, pentru că ele vor încerca să mai vină, așa cum spune și profesorul Malanga, îți ridici vibrația, tot timpul îți crești vibrația. Tu poți să o faci oricând, prin intenție. Numai gândul, că ai spus. Spui așa, îmi crezi vibrație. Și să vezi cum pocnesc ca floricelele ăștia. Se desprind. Efectiv, nu pot sta, pentru că ele sunt ființe care vibrează jos. Jos vibrațional. Iar dacă tu și noi sufletele suntem ființe care multidimensional, deci ne putem glisa vibrațiile și putem sta în vibrații înalte, chiar dacă trăim în această viață, în 3D, avem în aceste corpuri și se întâmplă de toate, dar noi putem oricând să ne ridicăm vibrația și automat i-am pleznit, i-am pârlit. Pe tot da, da, asta zic că nu pot tot timpul să stai în vibrații înalte, cum zici tu. Ce se întâmplă? Te duci la nu poți că te scădem. La... Ok, dar dacă noi suntem conștienți, stăm tot timpul conștienți, atunci când simțim că am scăzut vibrația, imediat spunem prin intenție. Cresc vibrația la o valoare necesară și potrivită
pentru mine. Da? Asta e soluția. Iar dacă tu mai simți frică, ia spune unde simți frică. Acum, unde simți această frică? Aici, așa, în zona pieptului și a gâtului. Uh-huh. Ia cu mâinile tale energetice, prinzi această energie și o scoți afară, o tragi afară, așa, ca pe o ață, ca pe un fir. Și o faci ghemă în afara ta, așa, până iese toată. Sau poți să faci cu intenție, îi spui să iasă afară, toată această energie. Până când simți ușurare. Da. Te simți ușurat acum? Da. Acum arde ceea ce ai scos, acea energie urâtă. Acum vreau să conștientizezi că o parte din această energie, sau poate toată, nu știu, este creată o punte din acea viață din Ucraina, când ai simțit nodul în gât, da? Și din viața din Anglia, unde ai simțit vinovăție. Deci ei, aceste ființe, au creat o punte și ți-au readus acele emoții. Vreau să știu, să te uiți care din aceste ființe din fața ta blocate au făcut treaba asta. Dracula, la coarne. Șeful, ăla de pe tron. Da. Legătura tu ai tăiat-o cu toate ființele astea. Vreau Da. să-l chem în fața ta pe acest draco cu coarne. Îl ții nemișcat, tu dai dovadă de mult curaj. Tu deții puterea, amintește-ți. Tu deții puterea aici. Totul se întâmplă în sfera ta energetică, în casa ta. Îi spui Sau să da, facă și ăsta are puteri. Are puteri? Ăla e nimic în fața unei părți subliminale, când partea subliminală sau sufletul a conștientizat. Hai să facem o probă. Spune-i acum, ești cu mine și cu Daniela, nu ești singură aici, amintește-ți. Spune-i ăstuia să facă un pas în față, dar îl ții înțepenit până la gât. Da? Trece în față, mă. Așa. Și spune acum să se facă mic, mic de 10 centimetri. Cu hotărâre, Da. cu multă determinare îi spui. Ce s-a întâmplat? S-a făcut un șoarece urât. A, tot urât. Păi frumos de unde să fie? Că n-are nimic frumos în el, da? Ea spune-i să danseze, să se învârtă. Ce faci? Oh, nu mă uit la el, că mi-e scârbă. Spune-i să-și ia altă formă. Să-și ia formă de ceva care tu poți să te uiți la el. Țină-ți o idee. Și să te uiți să vezi că ceea ce tu spui, asta vreau eu să S-a înțelegi, ceea ce tu făcut spui, face, execută. Ăla care găină. era mare pe tron. S-a făcut găină. Găină. Și o găină mică. Da. Și găina mică, spune-i să danseze, să învârtă. Să se învârtă și mai tare, și mai tare, și mai tare, îi spune-i. Face multe ouă. Face ouă. Spune-i să nu facă ouă. Ia ouăle și o rază de lumină, din lumina ta, de vibrație cea mai înaltă, să plece din mâna ta pe ouăle alea și efectiv le arzi. Da? Pune-l să se învârtă pe N-am dracul ăsta. făcut cocoș acum, să nu mai fac ouă. Ah, ok, l-ai făcut cocoș. Pune-l să se învârtă. Să execute ceea ce tu faci, că vreau ca tu să vezi puterea ta. Da, se învârte. Așa. Și învârte-l până cade jos. Da. Ok. Ai văzut că ăsta execută ceea ce faci, ce îi spui tu? Nu poate să facă altceva. Nu are nicio putere în sfera ta energetică. Ai înțeles lucrul ăsta?
Da. Ok. Ia să vedem. Pune-l să ne spună ceva, să vedem ce ne spune. Întreabă-l cum se Și simte. zice cuvinte urâte. Da? Adică. Da, ne înjură și ne face în toate felurile. Da? Spune-i că nu ne interesează, da? Și spune-i că până aici a fost, da? Ai înțeles? Că puterea aici o deții tu, în sfera ta energetică. Ai Ce e spus? foarte nervos. Nervos. Bagă-l înapoi în cușcă. Înțepenit. Până la gât. Da? Da. Așa. Deci ai înțeles mecanismul? E foarte simplu. Da? Da. Ok. Atunci o să număr acum de la 1 la 3 și mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. El Da. acum a rămas găină, cocoș. Găini, cocoș. E cocoș înțepenit? Da, făcea ouă, zic că uite, se mulțea. Se mulțea, da, am văzut. Da. Ok. Acum că a văzut toate lucrurile astea, hai să vedem corpul emoțional, Daniela. Ce mai avem pe aici? Are un Ce? schimb de roche, parcanii, 1200, cam așa arăt, cu acele burboane. Aici de la bust și strâmtă și partea șoldului mai largă și mânecile acelea lungi. Ce culoare are rochia? Vișinie. E furie sau ce reprezintă? Nu știu. Vinovăție îmi vine. Inovație. Hai să ne spună partea subliminală de unde a acumulat vinovăția asta. Adică o parte e din viața, din viețile Să cele mă două și uit altele. dacă nu e iarăși o imagine din altă viață. Bine. Iarăși prin Anglia. Este fiică la un rege local. Da. Este o felul de răscoale. Iarăși se cită și cu oameni. Și oamenii vin și bat la poarta castelului să li se dea grâne. Ea se uită de Sus. De sus, da, un gen de fereastră, așa cu gratii foarte înaltă și vede tot ce se întâmplă jos. Mulțimea respectivă cum cere de mâncare și întreabă pe tată și pe cei care sunt în adunare acolo că de ce nu le dau depozite, erau pline cu... Grâne. Da, tatăl o scoate afară din încăpere și spune, ce vorbești, fetițo? Ea sunt pleava, vrei să murim cu toții de foame? La cât îți de înfometați, în mai puțin de 2 luni, s-ar goli hambarele și ce facem? Zice, cum că sunt multe, aveau hambare, hambare pline. Zice, nu vezi că suntem în război? Cu ce hrănim soldații? Fine, rămâne ea așa cu privirea asta. Că... Vinovăția, da? Că nu Da. a ajutat, că niște oameni Da. suferă, poporul. Da. Da. Deci, iarăși, nu știu, e atâta se repetă treaba asta cu Da, foametea că... este un, da. Da. Vreau să... Hai să vedem rădăcina acestui program, Daniel. De unde pleacă? Tema, leitmotivul ăsta și al reîncarnărilor, da? Pe tema asta. Număr de la 1 la 3 și mergem la cauză, la început. 1.
doi, trei. Suntem în China. Da. 1100 vine. Este bărbat și îl văd cum îl aduc cu ghereta aia de duc sclavi în cârcă. Nu știu cum îi zice acum. Da, nici eu nu cuvântul. Știu. Da. Pe plantație. Da. Plantație de orez. Mm? Este comercial, practic. Da. Vindea și la coreeni și... Angrosist dar, de cereale. Da, dar este foarte absent. Cumpără, pe măsură ce vinde, cumpără tot mai multe terenuri. Are o producție avar foarte mare, dar deci nu dă nimic la local, nici la cei din zonă. Tot vinde, vinde, vinde tot. Practic cumpărase, monopolizase toată zona respectivă. Oamenii erau săraci, nu aveau. Tot așa veneau la reședința lui și cereau. Deci le dădea foarte puțin la muncitorii respectiv. Practic, nimic. Ce să zic, nimic, bătaie de joc, da. Se crease foamete în provincia respectivă, pe baza asta. Adică pentru că ăsta acumula, se ținea tot și oamenii ăia nu aveau ce mânca. Nu mai aveau ce mânca, exact. Nu le dădea nimic. Nu le dădea nimic, nimic. În fine, pe măsură ce înaintează în vârstă, tot mai mult teren deține tot. Deci, practic, a creat această situație de foamete. Până la urmă, oamenii creează un gen de răscoală, îi dau foc la casă și îl ucid. Taie cap cu o sabie. Ok. Dacă așa era pe acolo. Ok. Iese, pleacă. Pleacă și le ia dracu ăsta. Și spune că uite ce ai făcut, ce ai creat. Hai să trăiești cum ar veni direct să simți un pic, ca și cum să simtă într-un fel sau altul ceea ce a generat, ce a creat. Vinovăția asta. Da. Dar acum... Pentru că el nu simțea nimic. Da, adică nu în simțe. Viața asta nu avea nici... un regret. Niciun regret, știi? Și atunci îl plimbă prin vieți, ba cu vinovăție, ba cu regret, ba să simtă foamea direct, ba... Diverse. Imaginația lui în Draco. Toate posturile, da, să fie în toate posturile, da. Dar hai să mergem, Daniela, să vedem cum a venit în această viață de chinez. Adică cine l-a trimis? Tot Draco ăsta avea legătură cu Draco înainte de a veni în viața asta? Are legătură din a treia viață pe Terra. Cu ăsta, da? Dracul ăsta, da. Ok. Și? Deci, în viața de chinez, acest scenariu l-a planificat tot dracul ăsta, da? Ok. Da. Hai să mergem... Hai să-i spună lui dracul ăsta aici, când îi dă seria asta de vieți, să simtă vinovăția și toate astea, să-i spună că acum știe, are informația, vine din viitor, dintr-o viață viitoare, din viitor, da, și că refuză orice program karmatic, îl face această entitate. Și că ne vom întoarce acum la el, că l-avem acolo lăsat în aici și acum, și cere contractul. El râde și zice... Se ridică de pe tron și ai semnat, tu m-ai chemat, ceva de genul și zbiară așa. Atunci aici să anuleze contractul, să-i spună că anulează orice înțelegere, își retrage orice semnătură, din orice ar fi semnat, de pe orice fel de contract, da? Anulează tot, pentru că a înțeles eroarea.
Da. Ok. Și să-i ceară și contractul. Dacă vrea să-l dea bine, dacă nu, îl anulează, pur și simplu, prin act de voință. Ei aruncă Ok. o ce asta e capră sau capră, Ea capră cu aruncă, gâtul da. tăiat. Deci ca și Ăla e cum contract. la alea ai, așa l-a chemat într-un gel de ritual, Aha. sacrificiu. Anulează. Tot pentru recoltă. În a doua viață sau a treia, care ai A zis. treia, Ok. da. Atunci hai să mergem. Mergem în acea viață, Daniela, și anulăm ritualul și tot de acolo. Nu? Da. Număr de la 1 la 3 și ești acolo, împreună cu partea subliminală. 1, 2, 3. Da. Așa. Suntem în zona Mesopotamia, pe acolo, pe undeva, anul 800 înainte de Hristos. Da. Anulez. E secetă mare, face gen de ritual, ți-am zis, Da. dar cu așa o patimă se roagă și se plăuzeitate Locală. locală, da. Încât creează acest contract. Are loc acest contract. Da. E, acum, știind consecințele a acestui act, acestui ritual, alege să nu mai participe la acest ritual, să nu mai facă acest ritual. Da, mă uitasem că la început era mielul, capra ce era ea. A văzut că nu i-au fost ascultată ruga. Noaptea în vis visează că cel prim născut, adică el avea deja copii, dar soția era însărcinată. Trebuie să nască. Deci, practic, la 2 luni după ce naște soția, sacrifică Copilul fiul. primul născut sau era Da, alt? nu era primul Nu născut, era, cu era ok. care, da. Ok. Deci, alege, știind consecințele, să nu mai facă nimic din toate astea. Ritual, nimic. Schimbă. Aici, practic, îi vinovăția aia puternică de când ieșise din viața asta. Ce face? Schimbă? Acum facem numai cu mielul, păi zic, nu mai fă nici cu mielul. Cu nimic. Da, zice, da, uite, recolta, ce face, murim toți de foame, zic, mai bine Mai mult. bine, pentru că muriți acolo în viața aceea, dar scapă și ea și ceilalți că ți-or mai fi fost prinși, scapă de entitate, da? N-a înțeles lucrul ăsta? Da, le pleacă capul și că da, bine, nu mai fac nimic. Ok. Și până la urmă mor de foame? Da. Ok, mai bine așa. Daniela, hai să vedem de ce am scăpat de acest draco. Da. Eram la... Ne întoarcem aici și acum. Sau erați aici și Da. acum ce ai deschis fereastră? Cum? Unde sunteți? Nu, i-am dus Acolo. aici. Bine. Număr de la 1 la 3, veniți aici și acum. 1, 2, 3. Da. Ce s-a întâmplat? Eram la corpul emoțional, da? Da. La asta mă uit acum. Deci s-a mai luminat. Uit un pic la zona capului. Are un gen de structură metalică. Ca și cum în formă de cruce. Aici iarăși o bandă metalică și prinsă ca o căciuliță sub axilar aici, sub abribie.
scoate. De la reptilieni. Da. De la mantidă. Uh-huh. Da, control mind, cum ar veni. Uh-huh. Da. Așa. A scos-o acum. Zice că simte capul. Ok. Arde? Arde, da. Hai să vedem ce e cu zona genitală, acele dureri la menstruație și faptul că nu are copii și n-a rămas niciodată. Vedem ce a făcut cu Ana Mantida. Deci toată zona asta, buter, așa, neagră, cum ar veni. Deci ca și cum îi folosește ea uterul energetic. Păi chiar ne-a spus Daniela că a avut senzația că a fost gravidă. Că e gravidă, dar nu a fost. Da, dar nu știu, e foarte ciudat. Deci ca și cum bucata asta din corpul energetic nu e la locul ei. Deci cum să zic? Deci ca și cum bucata e în laborator. Hai să deci, mergem. Hai să mergem acolo să vedem asta. Unde e bucata. Unde este uterul ei, da? 1, 2, 3. Că sunt aici. Da. Deci este un gen de laborator. E un ecran mare, să știa doi reptilieni, iar mantida sunt de două tuburi energetice verticale. Într-unul e uterul ăsta energetic, dar numai uterul. Fine. Și în celălalt... Uterul ei? Al energetic? Da. Al icăi? Da. Reptilian. Dar e mic. În cilindrul celălalt, zici. Da. A mai avut niște momente când i-a vibrat patul, când intra sau ieșea dintr-un coșmar. Înțelegem de aici răpiri, da, Daniel? Asta da. Înțelegem. Răpiri repetate. Da. Okay. Uterul și... i-a fost luat în urma unei răpiri? Da. Desprins sau ce? Desprins, da, ca și cum i-au luat bucata asta, numai și în locul lui, deci o chestie metalică. Au înlocuit, au pus un implant, au făcut ceva. Da, da. De aici durerile astea puternice. De aici durerile, da. Ok. Vreau să meargă, mergeți, în momentul când, în răpirea aceea, când i-au luat uterul, partea energetică a uterului, înainte să-l ia, da. Iar știind acum sufletul ceea ce s-a întâmplat, se ridică și le spune. Până aici, am înțeles, sunt conștientă. Luați mâna de pe mine. Deci mergem acolo. 1, 2, 3. În acel moment. Da, are vreo 13-14 ani. Aici, da. Anume. Tot așa noaptea. Răpire. Acolo când o duc pe masă și vor să facă operațiunea, se ridică înainte. Se ridică în picioare și le spune, știu cine sunteți, ce vreți să faceți. S-a terminat. Da. S-a terminat jocul. Da, le spune și mantida ca și cum arunca cu o injecție în ea. Ho! Ars-o. Ars injecția, da? Blochează mantida și pe toți îi blochează. Deci este întreagă aici, da? Partea sub. Da. Ok. Ieșiți afară, Daniela, și spune-i să facă ce vrea. Poate să distrugă toată baza, dacă vrea. Și veniți aici acum. Da. A distrus-o. Ok. Număr de la 1 la 3. Sunteți aici acum. 1, 2, 3. Da. Ok. Dacă te uiți acum,
Este E la loc, întreagă, da. uterul întreg și toate cele, Da. da? Acum îi lăsăm aici pe ăștia, da? Pe entități, că le scoatem după aceea. Nu mai stăm la discuții cu mantida, cu reptilienii, bucătari Nu și... mai, nu are rost, da. Nu, că e timp pierdut. Hai să-și facă ce vezi tu, dacă e nevoie de împământare. Da, să-și facă, mai ales zona picioarelor și, în fine, scoată toate Tot. programele benefice, Să tot. se umfle eventual, să sară ce mai e de Da, să ferit. zic. Se umflă, așa. Aia este o felul de frustrări, de, în fine. Așa aduce energie. O trece prin tălpi, un pic mai greu la tălpi. Da, e ca un fel de tălpici așa groase, ca și cum ar fi nămol depus acolo. Da. Energizează chakra 1. Se învârte greu, dar... Da, iese energie neagră, 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 uscoasă. Și de la ce avusese și multe frici, multe frici legate de partea Acumulate. economică, de, Da. da, Și de acum, până rigori, de... acum, doar asta ne-a spus, da? E ca Da. înainte, că când vor să-și facă un plan, nu vede viitorul, nu-și pot face un viitor. Da. Când vor să facă un plan, făceau un plan, rămânea unul ori ea, ori soțul, unul din ei fără servici. Da, păi era ca un fel de plată karmatică, de sărăcie, de... Bine, curățat, chakra 2. În portocaliu, da, mânjit, așa. Curăță și aici. Ca și cum se mai bucură de nimic, așa. Mai încântă nimic. Curat. Puntea asta ce creaseră Da, ei, da. da. Chiar zice câteodată, parcă muncești numai ca să mănânci și să trăiești, ceva de gen. Da. Bun, chakra 3. Capace căpăcele. Ca și cum s-a săturat de povești, de, în fine, văicărel și alte. Chakra 4. Ies niște bile negre. Neiertare, așa, multă durere, bine, tristețe. Hai să vedem la chakra 5. Da, ca un gen de colier metalic. Scoate afară. Repară și aici. Da, chakra 6. Cui avea? Fedele, Fedel. mi se plimbă limba. Fedeleu, da. Fedeleurile, așa. Da. Așa, gata, a ieșit. Prin 7. Ai și prin 7, zici? Da. Ok. Să-și aducă și energie din sinele cel mai înalt și să-și facă torul de lumină, apoi mergem în sine. Sau cum zici tu? Cum evaluezi situația? Da, nu, s-a curățat, a făcut un pic Ah, torul, așa ca să mai ok. curețe resturi Și și acum... acum merge în sine. Așa. Da, o primește așa cu Da. reverențe, da, ca și cum haideți, domnișoară. Știți. De Știți. când vă așteptam? Da. Să-și Da, se și îmbrățișez. conștiința. Da. Acum, că este întreagă,
Merge număr de la 1 la 3 și merge în supra-suflet. 1, 2, 3. La recalibrare. Da. Ca un gen de fagure, așa arată. Da. 24 sunt aici. Da. Ok. Da. Își recalibrează toate codurile genetice, da, nu? Da. Și își activează, el este, deci recalibra codul de plecare, dacă va vrea să iasă Da. din Matrix după această viață. Și acum să ne spună care a fost prima experiență. Ne-a cerut Mica. Și de pe o planetă semifizică. Și văd un cerb. Da. Da, foarte frumos. Da. Un gen de cristal în zona asta, frunte, în frunte. Nu știu, văd cerbul ăsta că paște aici. Da. Trebuie să ia, adică să ne spună partea subliminală. Este în acest cerb? A experimentat în acest cerb? Zice că da. Ok. Singură sau au mai fost și alte surori? Nu, au fost și alte surori. Că 12 aici. 12 cu toții sau 13 cu ea? Nu, 12 cu ea, adică 12 în total. Cu ea, 12 în total. Au experimentat aici. Cerbii ăștia cu... Ca și cum au percepții datorită acelei acelui zone. Cristal, da. Da. Au foarte dezvoltată percepția asta, intuiția. Intuiția. Da. Dar la un nivel foarte extins. Apoi... Au urmat alte experiențe? Da. Ca și cum văd că primește informație intergalactică în vine. Deci percepe și ce se întâmplă pe planeta vecină, așa. Văd că ridică capul și rămâne așa, blocat ca o antenă. Și ce face cu informația? Deci, practic, asta este, vrea să ne arate că este o o abilitate abilitate născută a ei. ei. Da, da. Doar că în planul fizic zice că nu... Deci avea, are percepții și... Da. Dar câteodată nu știe să le traducă, ca să zic așa. Și Pentru nu că avea... înțelege de unde îi vin, pentru că percepe la o scară largă. Largă. Da, și nu neapărat ce ține direct de ea, ci și... Și de la nivel în colectiv, jur. să Da. zicem, în jur. De aici, Da. Daniela, înțelegem și faptul că a reușit să reacționeze în vis, uneori să le spună, să iasă din coșmar, alteori să le spune entităților, chiar Da. dacă nu era curățată. Da, da, Deci a da, putut da. să reacționeze, datorită acestei abilități, da? Da. Bine. Aici, ca și cerb, a avea un indicativ, un nume, un ceva, cum se identificau? Ce că nu. Nu, Nu au. Nu aveau, da? Nu avea nume. Ok. Bine. Acum o să-și facă declarația de suveranitate ca Da. să scăpândă De și de toți. ființele lăsate acolo. Da, declară. Acum și definitiv nu le-și ne-a venit de toate contractele semnate conștient sau inconștient, cu orice ființă de joasă sau de înaltă vibrație, cu viață sau fără viață, care n-a avut în vedere interesul ei cel mai bun, din orice timp, spațiu sau loc, sau din afara lui, din orice dimensiune, densitate, galaxie, cu plus sau cu minus, univers cu plus sau cu minus, stea, planetă, asteroide, nebuloase, toate cu plus sau cu minus, și de pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, din trecut, prezent sau viitor. Își retrage toate aspecte, compoziți, ADN. Până la ultimul foton. Da, se
Trecești, Așa. mai veni. Așa. Și retrage, șterge toate informațiile și amprentele de prin biblioteci, de pe la Da. entități, cronici. Linia ce face cu ea experiențial? Zice că nu. Ok, Da. să o șteargă. Da. Acum Daniela, din supra-sufletul ei, își deschide canal. Canal de abundență benefică. Da. Și se aruncă pe el, vine pe el, tu o Da. supraveghezi, la un număr de la 1 la 3 și sunteți aici acum. 1, 2, 3. Da. Să-și taie toate legăturile religioase, cordoane umbilicale, toate legăturile pe viața aceasta. Da. Să Da, transmită chiar. informațiile, ne-a zis, membrilor familiei, adică mamă, frate, soră, soț, și tuturor părților subliminale pe care le-a cunoscut vreodată. Da, transmis. Să se curețe, să-și curețe casa. Da. Da, ca și cum vine un flux de energie de jos, neagră. În casă. Să facă o... Să toarne Da, covor de toarnă. lumină, de vibrație înaltă, da? Da. Când a terminat, spui. Da. Ok. Daniela, cred că am ajuns la finalul sesiunii. Da. Noi mulțumim acestei părți subliminale pentru această călătorie. Despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic.